Noțiunea de dor e o mândrie a limbii române. Acest cuvânt nu poate fi tradus în nicio limbă străină. Este unic în toată lumea, un rezumat perfect a ceea ce contează cu adevărat în viața noastră. Locuitorii satului Ciolucani au doruri multe, dar astăzi îl vom răscoli pe cel țesut în păretare. Ciolucani, grădini în floare, dor țesut în păretare. Ciolucani cu turme mioare, dor țesut în păretare. Ciolucani război covoare, dor țesut în păretare. Ciolucani pâine în cuptoare, dor țesut în păretare. Ciolucani cruci și iertare, dor țesut în păretare. Ciolucani duminici rare, dor țesut în păretare. Ciolucani în sărbătoare, dor țesut în păretare. Mi-a fost dor de dumneavoastră, dragi ciolucăneni, să știți că m-am atașat foarte mult de ceea ce se întâmplă, de oamenii de aici. Și dacă mi-au propus să vin și a doua oară, voi veni și a treia și voi face parte, vă asigur, din această familie frumoasă. Vreau să duc emoția acestei sărbători și la microfonul de la Radio Moldova, acolo unde ies în zile de sâmbătă și duminică, adun oamenii buni, oamenii de bună credință. Acolo, la acel microfon, am cunoscut-o și pe doamna Larisa Corman, primar de Ciolucani, un om de o rară sensibilitate și cum se cădenie. Și o rog să vină aici alături de noi, să o aplaudăm și să binecuvânteze această sărbătoare, acest festival, cu un generic atât de frumos, atât de profund, care ne duce cu gândul acolo, la izvoare, la rădăcină. Ciolucani, ziua asta mare, pe care îi spunem festival, dar uite în suflet, parcă o simt ca o șezătoare. N-ar fi fost posibil această zi dacă nu erați voi, nu erau aceste femei frumoase, aceste femei care au muncit și care au creat această frumusețe pe care o puteți admira astăzi. Ani la rând am muncit, am tot muncit, am adunat ca, uite, astăzi să facem această sărbătoare frumoasă în satul nostru. Aceste comori, aceste valori le-a creat generația care a trăit vremuri grele, care a îndurat foame, care a îndurat, nu știu, poate frig. Unii au fost duși în Siberia, au venit acasă, dar au reușit să muncească atât de mult. Oamenii se mângâiau nu atunci când plecau să vadă niște insule sau nu știu mai ce, dar atunci când își vedeau finisat un război de țesut, când terminau să țesă un uruioc, cum se spunea la noi, așa un val întreg de țol, când îl punea acolo în casa mare și știa că uite un pas mai aproape de zestrea asta pe care o gătea fetei. Mă bucur enorm de rodul muncii lor, pentru că anume femeile acestea au fost cele care au îmbrăcat și au încălzit casele. Pentru că păretarul nostru se punea la perete, așa să te sprijini și să fii cald la spate. Se punea pe un pat acolo, de lemn cum era atunci, ca să fii moale și ca să fii cald iarăși lână asta. Se punea pe jos să fii cald la picioare. Deci ele au fost cele care au încălzit o casă, care i-au dat culoare. Poporul nostru are un patrimoniu bogat, imaterial, doar că trebuie scos din când în când în evidență. Și asta au început să facă ciolucănenii la inițiativa doamnei Olga Mardari, desigur susținută de către doamna primar Larisa Corman. Dacă ne uităm strămoșii, nu avem viitor. Trebuie să ținem la identitatea noastră națională, doar că prin lucrurile făcute o să ne putem salva națiunea. Nu
întâmplător, anume la Ciolucan Telenești, s-a născut acest festival Dor Țesut Împăritare. Prin dor se demonstrează lumii întregi cât de valoroase sunt aceste țesături numite păritare. Autoarea ideii, ciolucăneanca Olga Mardare, meșter popular, cea care anul trecut a prezentat o colecție de 300 cu sute de împăritare. Mă bucur să fiu prezent la astfel de eveniment și mulțumim organizatorilor pentru invitație. Mă bucur să văd copii în haine naționale și mă bucur să văd că se păstrează obiceiurile și este un viitor în... Prieteni, ne aflăm la Ciulucan, raionul Telenești, unde se desfășoară cea de-a treia ediție a festivalului Dor Țesut Împăritare. Să știți că aceasta este o altfel de emisiune, fiindcă vom prezenta amândoi cu reprezentantul noii generații, cu Matei Chiriac. Tu știi ce înseamnă păritare? Cred că păritare vine de la perete și e un covor care e pus pe perete, o țesătură. Ai văzut asemenea țesătură? Da, am văzut la bunica mea. Matei este orășean, născut la Chișinău, dar bunica unde e? În Lingeni. Acesta este un val de țolt, de țolt care este țesut de mama mea. Ea l-a păstrat și uitați-vă ce, ca să nu mănânce molile. Acest val mi l-a dat, mie mama mi-a dat mai multe țoale și eu ziceam că să-ți dau niște, dar eu ziceam, zic că nu vreau, parcă așa nu vroiam. Pe urmă mama zice că eu nu am nicio greșeală în el. Eu le-am luat și am multe țoale de astea. Și uitați-vă cum le-a păstrat ea. Și eu tot așa le păstrez. Și mai uitați-vă aici ce a scris ea. Uite ce a scris ea. Am spălat, am tors, am boit, am urzit, am nividit, am țesut și nu a fost ușor. Deloc nu a fost ușor. Când s-a întâmplat aceasta? Prin ce ani? Aceasta a țesut mama prin vreo 2008. O mulțime, a țesut foarte mult. Am participat la procesul acesta și știu cum e lucru. Știu câtă răbdare, câtă migală. Și noi vrem să promovăm aceste tradiții, vrem să le promovăm și mai departe și la alte generații. Pentru că ele sunt o bucurie, ele sunt în suflet. Gospodinile au expus la festival o parte din zestre, așa, pentru vedere. Când ziua festivalului sufla un vânt puternic de parcă să stingă dorul, dar nu i-a mers. Acesta s-a transmis și copiilor de la grădiniță. We'll be right back.
pus noi pălăriile și mergem mai departe la acest festival. Tu de unde ai acest cloc? În România. E din Transilvania, probabil. A meu e de la Bălți, împletit de... De fapt, nu împletit, e lucrat de un meșter popular. Bine, ce vezi deosebit la această masă? Văd deosebit aceasta. Da, lucrări în croșetă și culorile sunt altfel, vezi? Da. Ce mai prezentați astăzi? Aici țolăi din câlipă, din feștilă. Și aici stai tot, din feștilă. Ați vopsit fiștila? Da, e că asta e fiștila boietă, asta nu-i boietă. Da. Și astea nu le punem păritare. Astea pe jos, saci facem din trânșii. Pe jos ar fi. E frumos, da. Care le place. Doamna Ana, și când mai reușiți să și croșetați? Toată iarna, nopțile sunt mari, nu pot să dorm, toată noaptea. Eu mai iau cu dânsele. Eu de astea toată iarna fac și 48 de fețe de masă în țesut. Extraordinar! Când? Când? Din tinerețe, de la 30 de ani, eu am țesut. În câte iețe aceasta? În 6 iețe. În 5 iețe și în 4 iețe este. Este păritare, ăsta e mare, e lat, ăsta pipată, e bun. Eu multe, de toate am acasă, dar am luat așa, vă câteva. Eu am fiețe de masă, multe care, de cele am. Eu am lucrat. Mi-a plăcut, am țesut la lume multe. Și lână și toate cele, și covoare am țesut și am țesut. Larisa Năstas, ne-a uimit și de această dată cu o colecție de lucruri manuale și nu pur și simplu colecție, o lume întreagă, toți de la Mândrești, de la Ciolucani, de la Telenești. Cum sunt păpușile? Cred că sunt foarte creative, dar cum ați făcut ca să te ia așa în picioare, fără ca să scadă jos? Este un fel de stativ, dar copiii preferă moi. Le împlem cu antialergic, să nu aibă copiii alergie sau ceva, și material pentru copii. Fiecare jucărie are o bucățică de suflet, de sufletul meu. Ce au băieții sub căciulă? Au păr, cămașă, pantaloni, are și opinci, după cum se vede. Și căciulă, cum se poartă la moldoveni. E gata de sărbătoare. Păritarilor la Ciolucani, extraordinar! Toate generațiile merg cu păritare. Am prins doar finalul horii păritarilor, moment emoționant care a durat mai puțin de 2 minute, iar noi cu Matei eram la interviuri. Frumusețe rară, țesută în păretare și ne-am gândit că n-ar fi rău ca Matei Chiriac din Chișinău să vadă care este drumul lânii până ajunge în păretar. Asemenea, operațiuni le poate cunoaște doar din șezătoarea Ciolucani. Doamne ajută! Doamne! Vezi cum doamna ce face? Înțcarnă lână. O scărmânam sau o pieptănam? O pieptănam și o gătim pentru torf.
De aici, de la pieptănat. Ia ne cezește, cum e? Cum e, Lina? Moale. Moale. Și încă cum e? E plăcută? Da. E călduță? Da. E după vremea de afară? Matei vrea să afle care este drumul Linii. Întâi o spălăm ghenii, o opărim, îi scoatem cornuțul de pe oaie și pe urmă o uscăm. După ce o uscăm, ia ca o facem, scărmânăm cu mâna. Se cheaptănă întâi și apoi punem furcă. Pe urmă, de la furcă, de pe fus, o punem pe râșchitori. De aici, de pe râșchitori, îi legăm jighiuțele și ne ducem la boit. Și acolo, la boit, boim toate culorile, ia ca cum este ghemile, este ea. Doamna Iulia, de câți ani întoarceți așa? Vai de mine, de când ai ieșit din școală. Din clasa 7-a. Avem 14 ani și țăs din clasa 6-a. La tors m-am învățat o leacă mai târziu. Dar din clasa 6-a n-ajungem gine la talchici și țăsăm. Când plășe, era dragă. Și am uie de am îmbătrânit, de țăsut, nu previdem. Dar e cam început a face roți de astea, facem. Vrem să țăsăm niște țoluri de cordele și vedem după cu vederile noastre, că slabe de amul și lucrăm și putem după vârsta noastră. Ai ținut vreodată fusul în mână? Nu. Vezi cum e? Da, și cum este fusul? Interesant. Pe urmă, ești ușor cu mâna asta, lucrez cu asta și cu asta șesc fusul. Cum a tors Matei, asta trebuie să știe doamna Iulia. Asta rostească mai genic, că-i mai neapcăluț. Prima dată și de văstur merge. Da. Băietru, dacă să-i placă, ar să mai înveță. Se spune că torsul este o terapie, fiindcă se dezvoltă mânuțele, degețele, se calmează. E o terapie? Ce? Ia, așa. Pe înainte stăge, becurile, torșem, candela. Vezi, se întâmplă și la mește. Se întâmplă, da. Pentru că s-o slăghit și firișorul. Asta înseamnă dacă a căzut fusul jos, ce înseamnă? A smărit. A sânsoare repede. Oare o să vă vină oaspeți? Oare da? O să vină oaspeți. Amuia ca așa de jos e și cărâ care face țări. Acest instalator se numește șcârâc. Cu acest aparator se face mai repede și mai ușor țăjile, pentru că doamnele iarna țăseau chiar și câte două ruioașe, de aceea cu el mai ușor. Eu fiind copil, după ce veneam iarna de la școală, știam așa că avem de făcut câte două, trei țăși de fiecare culoare. Dar știi pentru ce trebuie să țevile să fie pline? Pentru a le pune în subeică și a țese la statele. Mergem mai departe să vedem, uite mătușica ce o vezi, da. Țese cu asemenea țări. Dacă nu făceai asemenea țări pline cu lână, nu era să pună nimic în subeică. Hai da. Să vedem. Doamne ajută! Da, Doamne! În ce țeseți? Noi țesăm păritare, lăturică, țoluri pe jos, coțăm întâi, pe urmă urzăm. După ce am urzit, am dat pieță, am învălit. După ce am învălit, am luat și am nividit. După ce am nividit, am dat pe spate. După ce am dat pe spate, legăm gura. Și începem a țesă țolișoare. Foarte frumoase, în câte iețe sunt acestea? Acestea păritare sunt în patru iețe. E nividit în rând. Se nividește și în ozor, și coada rândunicăi. În câte iețe crezi că se mai țese aici la Ciolucani? Cum crezi, în câte iețe? În 200.
Oh, nu există 100 de iețe. În 4 iețe, și în 2 iețe, și în 3 iețe, țes prosoabe. Arătați care e deosebirea, care sunt iețele și de ce se numește în 2 iețe și de ce în 4. Iaca este iețele. Iaca 1, 2, 3, 4. Am noi țesăm în 4 iețe. Dar dacă vrei să țes în 2 iețe, numai 2 pui iețe. Și am 4 tălchizi legați, că sunt 4 iețe. Dar dacă sunt 2, numai 2 tălchizi. Care sunt tălchizi? Ia ca aici de jos. Foarte bine că în familia surorilor Dânga s-au păstrat toate ostensilele pentru țesut și acum dumnealor continuă meșteșugul învățându-i și pe cei mai tineri. Alături de dumnealor știu că muncesc și bărbații, văd că scarmână lână, dar nu știu câți metri de păritare sunt aici, dar aici sunt mulți, 30 de metri, 30 sunt de mulți. Și aceasta tot dumneavoastră ați făcut-o, gospodine de la Ciolucani. Văd că e specific locului la Ciolucani, foarte mult frunzanucului. Da, da, e mai ușoară țesă, da. În câte iețe? În câte iețe? În două iețe. În două iețe, de ce? Da, da. Da, acestea? Da, ăsta e cadrelaș în rând. Da, în rând. De când? De feștilă, de feștilă, de ață, uh-huh. Care legi la zi. Și să râșchiem și boiem și păi, ea ca să face și așa. Feștila este din cânipă? Da, 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 da. Aceasta e coada rândunișii, tot o fel de nevedet. Cu mătasă? Da. Nu, așa, ăsta e tereplic. Tereplic, da. Da, și ei mi-ai deschisor la cloare. Și ăsta e tot, e măcat. Și de-am grieraș, am făcut zestri la fete. Tănache Marie, soția. Și ea ca... În primăvara asta am făcut nuntă de aur. 50 de ani. Și mulți ani, da. Mai scurt. Cum țese, doamna Maria, că eu am auzit că e cea mai harnică țesătoare. Da, de fapt, și la prosoabe acele care se țes în două, multe prosoabe. Deci era o tradiție cu prosoabe, fără prosoabe nici nu merge, dar în timpul de față e clar că o ieși din, dar totuși se mai păstrează. Și lor le-au rămas la una, la alta, la Veronica, la Iulia, le-au rămas niște bobini de astea. Și-au făcut el tămâna anul trecut și-au făcut Picasso, urzit, cum s-ar spune. Și-au pornit stavul. Și unii pănuni le-au cerut aici la Casa de Cultură că să ia ca tradițiile și ele. Și el tămâna le-au început să-l țes și de așa doamne. Și văd că o ajutați. Și o ajutăm, dar cum? Asta e cumnat, care o ține, suntem cumnați, vă zic, sora Iulia, de-am vrea zic, el e soraia, că atât trei surori aici. Ce interesant că aici, la Ciolucani, se păstrează această tradiție în familie, fiindcă cele trei surori care țes, dar bărbații lor le ajută la fiecare pas. Acest meșteșug necesită și abilități bărbătești și femeiești. Acest lucru e interesant, știi cum. Vă amintesc de copilărie? De copilărie, când era mitela cu mama Dumnezeu să ierte, îmi pune la scărmănat, la pas și scărmănăm. De făcut săgi, asta la vârteni se învârtem, făcut asta la scolul și pe urmă le-am la asta la șcărâc, și punem și făceam mai repede săgele, ca să o dovedesc pe mama să facă, știi, să țesă, știi, la statele. Am preluat de la părinții noștri procesul de țesut, de tors, de croșetat, de brodat și la rândul nostru și noi învățăm copiii ca și ei să învețe acest meșteșug. Am arta croșetatului de la mama mea, care și-a dobândit-o de la bunica.
Sunt foarte mândră că am apucat aceste tradiții și obiceiuri și sper să le dau mai departe și copilor și nepoților mei. Adică dumneata ai făcut toate acestea? Sigur, cu ajutorul mamei. Ce clasă sunteți? Clasa 12, am finisat-o. Bravo, bravo! Lucrări extraordinare! Ceea ce mi-a plăcut aici la Ciulucani, că fiecare lucrează. Chiar dacă e mic elev, el începe a depăna gemul, fiindcă are cine îl învăța. Părinții, bunicii au mai păstrat acest străvechi meșteșug și îl transmit mai departe copiilor, nepoților și strănepoților. Iată această familie frumoasă, dângă, dar care e mai și Eșanu și vor mai fi și alte nume de familie, da? Toți sunt pasionați și îndrăgostiți de meșteșug, fiindcă viața le oferă mai multe șanse. Atunci când omul cunoaște meșteșugul, are mai multe șanse în viață. Așa e? Sigur. Da. Iată, dumneavoastră pictează și croșetează. Matei se va duce la școală cu o nouă experiență care, spune el, este de neuitat. În zona de creație, copiii își pictează visurile. În curtea plină de voci și culoare, am întâlnit-o pe doamna Svetlana Căprian. Îi îndruma pe copilașii care pictau cu multă străduință. Zâmbitoare și senină, îndrăgostită de copii și culori, este cea care ani în șir tălmăcește copiilor tainele culorilor și maestria de a transpune visele pe pânză sau pe col de hârtie. În jurul nostru este totul numai culoare și cum să nu le așternem pe foaia care ea așteaptă să fie umplută cu tot ce e mai frumos, mai sfânt, mai de valoare. Însuși păretarele sunt niște flori, sunt colorate, pentru că ele sunt inspirate de natură, deși ne inspiră spre frumos, spre ceva mai sfânt. Păretarele sunt un simbol, dar simbolul lor, ce îl creează, însă și sunt bunicii, munca lor care o depun prin țesut, ornamente, chiar și alegerea culorilor este un pas în crearea unei tradiții și expoziția ale sale, în desfășurarea ei. Ciulucani este un sat la el acasă, cu tot neamul, cu toată zestrea țesută pe această vatră de oameni gospodari. Folclorista Suzana Popescu a rămas încântată de atitudinea ciulucănenilor față de moștenirea culturală a satului, port popular, de meșteșuguri, iar ciolucănenii i-au răspuns cu aplauze de recunoștință pentru interpretare și piese inedite. Nu dau bani pe datorie, zice artista. Nu dau bani pe datorie, mă, dar nici la om de omenie. Nu dau bani pe datorie, mă, la 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 re 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 la re re la 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 re 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 la re re la la la. De fapt, prima etapă a festivalului a fost de sânzâiene, când primara satului Ciulucani, Larisa Corman, a îndemnat oamenii să-și scoată țesăturile la sorit, anunțând și un concurs. La poartă vă așteaptă dorul. Mulțumesc tuturor consătenilor
care astăzi au dat acest examen, ca să-i spun eu așa, cu brio, cu tot ce au putut dumnealor și au contribuit pentru organizarea acestui festival. Cel mai plăcut moment pe care îl consider eu a fost această paradă a păretarelor, unde am prezentat oaspeților 100 de modele de păretare pe care le-am colectat de la doamnele, femeile din satul nostru Ciolucani. Am făcut un total la prima etapă a festivalului nostru, pe care noi l-am intitulat La Poartă Vă Așteaptă Dorul, pe care l-am desfășurat la Sânzâiene pe data de 7 iulie, atunci când gospodinele din Ciolucani au scos la poartă păretarele și țolurile și au făcut o expoziție de zile mari. Am venit cu o colecție de păretare vechi de la Muzeul de Istorie și Etnografie din Telenești. În colecția noastră avem în jur la 200 de păretare cu diferite denumiri și care sunt colectate de la cetățenii raionului Telenești. Prin această expoziție promovăm tradiția neamului nostru, a străbuneilor, buneilor și a părinților noștri. Consider că un neam, dacă uită cine sunt, de unde vin, care le sunt tradițiile, dacă își uită limba, dacă își uită obiceiurile, pierde. Așa că ceea ce am făcut astăzi e să scoatem din anonimat aceste capodopere, această comoară, așa încât nepoții să se mândrească cu munca pe care au făcut-o bunicile lor, să o promoveze mai departe și vă asigur că de astăzi încolo vor fi oameni care o să pună o bucată de țol în casă, fie că o să o pună la ușă acolo unde calcă, fie că pe un perete. Dar e un lucru frumos să ai în casă. Sincer, azi am lăcrimat când mi-am amintit de că, uite, bucata asta de țol e cu sută de bunica mea. Cred că fiecare om care a fost astăzi aici și dacă o să aibă la bunica, o să găsească o bucată de țol, o să o păstreze cu sfințenie, pentru că e ceva care a fost muncit de mâinile bunicii sau mamei. Așa că e un lucru frumos. Dorul se țese, dorul se cântă, se joacă și se poartă în inimile noastre. Chiar dacă ne aflăm în satul pitoresc de pe malul râului Ciuluc, băștinașii știu să joace și hora de la Prut, cântecul Suzanei Popescu. Jocul ăsta de la Prut, la-li-la-li-la-ra, chiar de mică l-am știut, la-li-li-la. Hața-hața am jucat, la-li-la-li-la-ra, și pe-o mașă din șalat. Să joc cu hața-hața și cu unul și cu alta și cu unul și cu alta. Asta l-am jucat, la-li-la-li-la-ra, tot o fată și un băiat, la-li-li-la. Ne prindeam doi câte doi, la-li-la-li-la-ra, și noi de jenapoi, la-li-li-la. Ăsta-i jocul, hăță-hăță, și cu unul și cu alta, și cu unul și cu alta, asta-i hăță-hăță.